Băi, nu pot să cred, frate! Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi vă las pe voi să ghiciți. Ce credeți că facem? Aveți o singură șansă. Scrie în titlu, uitați-vă în titlu. Scrie în titlu, uitați-vă în titlu. Exact, exact așa spuneam și eu, facem Încearcă să nu plângi challenge. Dragilor, știu că mulți dintre noi suntem insensibili. Cumva nu prea ne mișcă lucrurile din jurul nostru, dar eu personal sunt o persoană destul de sensibilă, sunt zodia Gemeni și cumva mă afectează unele situații, mă afectează în general chestiile emoționante, plâng și la filme, plâng și la... De ce plâng la orice? Nu, de ce să vă mint acum? Plâng des, dar nu pentru că sunt fătălău sau ceva, pur și simplu ține de zodia mea și mă sensibilizează foarte repede anumite lucruri. Așa că astăzi, dragilor, o să reacționăm la niște clipuri, și anume 3 clipuri care cred eu că sunt imposibil de rezistat la ele, să nu plângi. Dar voi încerca să rezist, eu fiind, puteți să căutați și pe Google cum sunt Gemenii, frate, deci sunt o persoană extrem de sensibilă și îmi va fi foarte, foarte, foarte greu mie. Probabil că mulți dintre voi o să ziceți, hai frate, chiar ai plâns la asta? Chiar ai plâns la asta? Dar sper să reușesc să mă abțin, așa că nu vreau să mai lungesc, nu vreau doar să vă mai rog să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că postez clipuri pe Insta Story și poze super, super mișto, și haideți să strângem 10.000 de like-uri la vlogul ăsta, să vină și partea a doua cu alte clipuri la care nu te poți abține. Haideți să-i dăm bătaie. Mă abțin, ai încredere că mă abțin. Plecat. Până aici ok, e titlu. Băi, cât de drăgălaș poate să fie, mă, băiatule. Băi, cât de drăgălaș poate să fie, incredibil. Ce ochi albaștri are. Dar, în general, urși polari sunt îndrăgălași. Uite-l, mă, cum se joacă el, mă. Băi, să-l mănânci tot. Mai e cam singur. S-a pierdut, sau... Opa, opa, avem un vânător aici. Ok, cumva presimt ce ar trebui să se întâmple, se duce la el să-l omoare. Oh, i-a găsit lăbuța mamei. Ce fericit a fost, frate, când a atins cu lăbuța ei, lăbuța, forma lăbuței mamei. Așa, du-te, du-te, aoleu, nu. Nu te rog, But it wasn't you, it was a monster. Mamă, ce... Da, e un monstru, cum să... Frate, dar cum să ucizi un animăluț mic? Ok, hai că ai noroc, e bine. Ai noroc, e bine. Oh, a mirosit-o mirosul mamei lui, cred că. Uite-mă că a ajuns acasă la vânătoria. Și-a găsit mama, a? Și-a găsit mama, mă. Mama, you'll never believe what happened. Nu. Mamă, cât de trist, frate, deci... Mamă, extrem de trist, bă. Era doar un covor și și-a recunoscut mama după față, bă. Mamă, că... Bă, e incredibil, deci... N-am plâns. La asta n-am plâns, m-am obținut.
chiar e... Hai să vedem pe ăsta. Hai să-l vedem pe ăsta. Ok? Două balene avem aici. Frumos în apă. Chiar sunt foarte interesante animalele din apă. Pește. Oh, ăștia cântă? Mie nu-mi plac musicalurile în general, dar hai să vedem ce. Mă, cred că ar trebui să ascult și mesajul totuși. Cum, bă, să nu? Deci, uite, așa e viața lor, înțelegi? Uite-mă cum se bucură, frate, fiecare animăluț de vremea de acolo. Și se distrează și joacă, incredibil. Ia uite, m-a zis că vin vânătorii după ei, mă, băiatule, mă. Adevărul că pentru ei e o dramă treaba asta. Aoleu. Bă, le distrugeți acolo, frate. Nu pot să cred, frate, i-a tăiat cornul. Mamă. Săracele animale. Bă, e greu să te abții, frate. So different from this hell I'm living. So different now. Uite, mă, puiuțu, mă. Dar cum să nu-ți fie milă când vezi un animăluț ăsta atât de drăguț? Cum să nu-ți fie milă de el, mă? Că mie mi-ar crăpa inima acolo dacă aș da de unul de asta. Oare chiar sunt oameni din ăștia atât de nemiloși, frate? Nu cred, nu vreau să văd. Bă, dar de ce, mă? Dar chiar sunt oameni din ăștia așa care sunt nemiloși, frate? Ok, poate nu ești atât de rănit dacă omori un animal mai mare, nu știu, să zic că ești vânător și așa, dar totuși un animăluț din ăla atât de drăguț, până nu te doare inima când te duci să... Pe mine, sincer, m-ar sfâșia, m-ar... Să văd un animal din ăla, orice specie ar fi, mi-ar crăpa inima, poate fi și el și șarpe. Incredibil. Aproape am plâns, deci... Inima mea acum e frântă. Mai avem un clip și... Doamne ajută să nu plângem la asta. Doamne ajută. Am rezistat eroic. Vă zic sincer. Abia am mai putut. Acolo eram pe punctul de a plânge. Haideți să vedem ultimul clip. Start. Deci ăla-i stăpânul și ăla-i cățelul. Lui, mă rog. Nu-l mai recunoaște. Cred că a fost plecat mult timp. Mamă, cum latră la el, bă. Da, mă, el-i. E stăpânul tău, mă. Du-te la el. Hai, mă. Uite, mă, că nu-l recunoaște, mă. Du-te, mă, la el, mă. Băi, du-te la el, nu-l mai lătra așa. Băi, nu pot să cred, frate. Nu pot să cred că l-a mirosit și și-a dat... Uite-mă cât de fericit e! Mamă, ce reacție! Acum îmi dau seama că animalele atât de tare pot să-și iubească stăpânul, atât de tare. Cum se bucură, bă, băiatule, mă, nu cred. Nu cred cât de tare se bucură.
Uite-l, mă, cum se joacă, mă. Doamne, deci chiar au reușit clipurile astea să-mi dea în colțul ochiului un pic de lacrimă. Chiar au fost niște clipuri triste, chiar m-au sfâșiat pe interior. Dacă măcar au stârnit acolo în colțul ochiului o lacrimă, lăsați și voi în secțiunea de comentarii să știu că nu sunt singurul sensibil de pe planeta asta. Și îmi dau seama că, într-adevăr, animalele cred că iubesc cu atâta sinceritate cu care nu știu dacă noi putem să o facem atât de intens. Voi ce-mi recomandați? Ce câine să-mi iau? Chiar aș vrea un câine. Astăzi am câștigat, astăzi cumva m-am abținut, am reușit să mă abțin, să nu plâng. Dar a fost destul de complicat. Chiar mi-a dat acolo în colțul ochiului un pic de lacrimă, probabil că ați văzut și voi. E greu să rezist la astfel de clipuri. Lăsați un like dacă v-a plăcut, distribuiți-l să-l vadă și alții. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă, dați-mi și mie un follow pe Instagram. Și noi revedem foarte, foarte, foarte curând cu un nou clip. Absolut minunat, senzațional. Vă pup și vă iubesc. Ciao.